biserica noastră urmărește pildele Domnului Iisus Hristos, s-a început Dun, duminica trecută, fratele Vasile a lăsat să avem în această dimineață pilda Samaritianului. Se află în Luca, capitolul 10, de la versetul 25. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să urmărim acest cuvânt, această pildă rostită de Domnul Iisus Hristos. Luca, capitolul 10 de la versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus și a zis, Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care vroia să se îndreptățească a zis lui Iisus. Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis un om. Se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tălhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdrav în au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și El prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în, în locul unde era, și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tălhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, a zis Isus. Amin. Vă rog să reluați loc. Cuvântul și Gândurile mele din această dimineață le-am adunat sub aceste cuvinte memorabile ale Mântuitorului. Și am să încep cu ele, cu ce a sfârșit Mântuitorul, din pildă. Du-te și fă și tu la fel. Du-te și fă și tu la fel. Sunt peste 2000 de ani de când Mântuitorul a rostit acest cuvânt, aceste cuvinte, această poruncă. Și după 2000 de ani, eu o simt tot așa de puternică. Parcă-l aud acum. L-am auzit și aseară, întârziind la Biblie. Îl aud în sufletul meu și acum, spunându-mi și poate și ție, tu te și fă, și tu la fel. Cu ocazia în care s-a născut pilda aceasta, Domnul Iisus are o discuție cu un profesor de lege, un învățător de lege. Nu era un simplu cărturar, nici un preot pe care o să-l întâlnim pe drum, că vom porni împreună în această dimineață să ajungem cumva la cel care a căzut între tâlhari. Un om nenorocit, rămas aproape mort. Vom merge spre el, și dacă Domnul ne ajută să ajungem lângă nenorocitul ăsta care de jumătate era mort, nu se mai putea salva singur. Doar dacă de undeva va mai veni vreun ajutor, era aproape mort. Cine oare îl va ajuta? Ar vrea să vă întreb ceva înainte să plec la predică. Este important pentru tine astăzi, important pentru cineva oare, vorbele astea ale Mântuitorului? Le aude cineva, are nevoie de ele? Du-te și fă și tu la fel! Or fi oare numai pentru profesorul de lege de atunci? Iubiți frați și surori, or fi și pentru noi cuvintele acestea? Își are rost astăzi să vorbim de vorbele Mântuitorului care trimite oameni după oameni pierduți, căzuți. Mai este cineva interesat să-i asculte cuvintele lui, să se trezească astăzi, că de fapt el nu face asta? Mai pleacă oare cineva să caute oameni pierduți? Am venit îmbrăcați frumos astăzi aici și aer condiționat. Mai pasă, mai trece prin cap la cineva să meargă într-o vale să caute un om căzut, un om amestecat cu sânge, cu mâinile rupte și picioarele. Nu se mai putea drâm măcar la prima casă undeva. Era aproape mort, lipsit de orice ajutor până ajungem la el, stăm de vorbă, urmărim pe profesorul de lege. El preda legea. El învăța pe cărturari, pe farisei și pe preoți legea lui Moise, decalogul și cele vreo 600 de porunci. El le explica prima poruncă scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe tabla de piatră. El le-a învățat și porunca a cincea, să-ți iubești pe tatăl tău și pe mamă ta, ca să trăiești mult și bine pe pământul ăsta. Ordin de la Dumnezeu, că ai putea să faci orice bine din lumea asta, stimați copii și tineri. Dacă ignori părinții și n-asculți de ei, exact în iad, te duci, ești vinovat de toate poruncile. El, profesorul, le explica porunca a treia, să nu cânți așa să treacă timpul, să nu te rogi dormitând, căci iei în deșert numele Lui Dumnezeu, care să uită la tine când te rogi, care să uită la tine când cânți. Te vede în camera ta ascunsă și nu să-ți faci rugăciunea că ai scăpat de rugăciune, să nu faci un blând prin casă ca bunicul meu, ci să dai valoare, ca zis Dumnezeu, să nu iei în deșert numele meu profesorul ăsta îi învăța pe oameni așa să predicați, așa să tălmăciți. Și a învățat-o pe prima, a învățat-o bine. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta Puteți zice amin? Merită Dumnezeu așa ceva? Să închini lui ceea ce cugeți tu. Să-l iubești cu cugetele tale, cu gândurile tale, să fie o jerfă pe altarul lui Dumnezeu. Merită Dumnezeu iubit așa cu toată ființă. Și Domnul Iisus îl vede pe acest primul căzut. Înainte să ajungem la cel căzut în Har, ne întâlnim aici cu primul om căzut, căzut rău. Vine la Mântuitorul să-l ispitească. Vine să-l ispitească. Știți, șeful ispititorilor e Satana care a spitit de la primul om în grădină pe Eva și a continuat să-și facă geabul ăsta, dacă pot spune așa, misiunea lui, de a ispiti pe toți oamenii. Credeți-mă, a îndrăznit să meargă la Mântuitorul, la Fiul lui Dumnezeu. Și știam, Matei, capitolul 4, dacă vreți să urmăriți. După ce a ispitit pe toți oamenii, n-a scăpat nici noi care a fost un om special. N-a scăpat nici Solomon, nici, uh, nici unul din Biblie, nici unul n-a scăpat. El este șeful tuturor ispititorilor. Nu ar fi la adunare din aia care să ispitească. A venit să-L ispitească pe Iisus, să-I pună întrebări. Și a venit așa cu frumoasă întrebare învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Nimic de sub soare nu e mai important decât viața veșnică. Pentru noi muritorii e de interes mare viața veșnică, nu e așa? Nimic nu e mai decât împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică, nimic numai. Noi trecătorii, noi care trebuie să învățăm să ne numărăm bine zilele, trebuie să punem pe agenda numărul unu, împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică. Amin, frați și surori? Ce drag ne e să vorbim, unde nu se moare, să ne ducem unde nu ne mai sunt cimitire, unde nu ne îngropăm părinții, unde să trăim veșnic în bucurie, nu? Haleluia! Asta e credința noastră. Frumos a venit el. Și să și vrea viață veșnică. Învățătorule, ce să fac? Știa Domnul Iisus că îi spitește, nu-i așa? Îi răspunde ca un evreu, cu două întrebări. Tu, ce știi? Ce scrie în Biblie? Este important pentru dumneavoastră ce scrie în Biblie? Trebuie împlinit ce scrie în Biblie. Tu, ce citești, a doua? Cum citești tu în Biblie? Asta va fi un subiect la care vreau să zăbovim puțin. Poate Dumnezeu ne trezește, ne spune ceva că e important ce scrie în Biblie. La viață veșnică nu se ajunge ocolind Biblia, numai împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Amen? O iotă nu trece de aici, nu-i voie. Nu-ți poți face religia ta ceea ce a aș făcut profesorul de lege. El a avut o religie a lui, a avut un, un aproape a lui, un prieten de a lui, a vrut ceva Că dacă el ar fi împlinit ce a zis, nu i-ar fi spus Domnul, fă așa. Mântuitorul le a spus, așa cum ai citat tu din Biblie, prima poruncă, du-te acasă, fă așa, pentru că n-a făcut. El n-a făcut așa. În capul lui, în viața lui, în mintea lui era minte de fariseu. Care vedea pe alții mai jos, pe să vedea el mai sus, avea neprihănirea lui. Vorbim puțin, că nu sunt la noi, dar vorbim puțin de el. Își formau Biblia, așa, a lui. Timotei a scris bătrânul Pavel din pușcărie. Pastore, în zilele din urmă. Sunt acum zilele din urmă? Hai grijă mare, pasore în zilele din urmă își vor da învățători. Cine își va da învățători? Nu lumea asta că nu interesează pe ei Biblia. Pocăiții își vor da învățători după inima lor, după poftele lor, își vor face o Biblia lor în care nu mai pierd mântuire, salvați, pot să facă ce vreau. Ceva povestiri închipuite să le spuie de aici cu mâna în buzunar. Hey, how are you today? Și să le spune povești. Să-i gâdele urechile, să le spună ceva frumos. Așa o să fie zilele din urmă. Și nu vor prețui Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Ai de noi, Doamne, și de copiii noștri, de nepoții noștri. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Știți? Mântuitorul, exemplul nostru etalon a făcut toată lucrarea lui după ce era scris. Totul după ce e scris. Nici o colire. S-a născut cum a fost scris în Biblie, în Salmul 40, zice cuvântul lui Dumnezeu, în sulul cărții este scris despre mine. Și eu vreau să-ți fac voia ta, da, Dumnezeule. Pentru că scrie. La botez, Ioan Botezătorul l-a oprit. Și a zis, tu vii să te botezi, eu am nevoie să mă prăbușesc la sandala ta, că nu-ți ni să-ți o desleg. Ești prea sfânt să-ți desfac și returile la sandale. Trebuie să stau departe de picioarele tale. Și tu vii la mine să te botezi eu? Tu, sfântului Dumnezeu, trimisul cerului, lasă Ioane să împlinim tot ce e scris, ce trebuie împlinit. Amen, frate și sorori? Mântuitorul nici n-a putut muri până n am împlinit ultima scriere din Psalmul 69. Mai era ceva de împlinit înainte să moară. Înainte să spună înălțătoarele vorbe, s-a isprăvit, adică mi-am sfârșit mandatul cu bine, Tată. Am încheiat aici lucrarea. Înainte să spună asta, a strigat că a scris în salm: Mesete! Că n a băut apă, nici nu i-au dat apă. A strigat vorbele astea să se împlinească ce-i scris. Mesete, scriam în s a profețit de mult, de sute de ani, de mii de ani, că va striga Mântuitorul înainte să moară mesete. Și i-au dat oțet amestecat cu fiere, că era scris, mi-a fost sete și mi-au dat oțet. Iisus a murit după Scripturi. Iisus a înviat după Scripturi. Iisus s-a înălțat la cer după Scripturi. Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, va să vină după Scripturi. Că e scris. Va avea o împărăție. Se numește împărăția dragostei Fiului Lui Dumnezeu. Că e scris. Vom împărăți o mie de ani cu El. Că e scris. Slăvit să fie Domn! Domnul Iisus la profesor ce citești în carte, profesore? Ce știi? Cum citești? Cum le explici la alții? Și el spune, păi tu te fără așa. Nu e convenit. Ai zbuglit și a spus, cine aproape meu? L-am mai spitit odată pe Domnul. Și de aici se naște pilda Samariteanului milos. Dar aș vrea să citesc câteva versete, mi-am scris eu acasă câteva versete din Biblie, care privesc ceea ce ai scris, ca să vă fac să credeți că e important să împlinim ce ai scris. Um, să urmărim în faptele apostolilor, capitolul 24, versetul 14. Um, Îți mulțumesc că slujesc Dumnezeului. Era interogat Apostolul Pavel de Felix, de guvernator, și el spune: Slujești lui Dumnezeu părinților, Dumnezeu părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred în tot ce este scris în lege și în proroci. Slavis Să fie Domnul, ne, ne alăturăm de Apostolul Pavel. Asta-i credința noastră, e bazată pe ce i scris, nu pe povești. Nu pe anumite visuri care le are cineva. Eu cred tot ce scrie în lege și în proroci. Spune la interrogatoriu apostolul Pavel. Uh, do, uh, 2 Petru 3 cu 16 Să-l urmărim pe pescarul din Galileea. Ce părere are el despre ce i scris? 2 Petru capitolul 3 versetul 16, ca în toate epistolele lui, când vorbește, de, spune el de apostolul Pavel, de prietenul lui, despre lucrurile acestea în ele, sunt lucruri grele, greu de înțeles, pe care cei neștiuitori, băgați bine în minte, fraților, și nestatornici, le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Numai în vremea aceia au fost răstalmăcitori din ăștia de Evanghelie sau ori fi și acum. Nu se mai satură de a interpreta Biblia, cum să le iasă mai bine. Și scripturile, îți dai plin de ei în jurul nostru. Ei o fac asta spre pierzarea lor, atenție mare. Noi continuăm să spunem, credem tot ce e scris în Biblie, așa cum scrie, amen? Amin. Domnul să ne ajute la asta nu. 2 Corinteni, capitolul 4, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 13. Însă, fiindcă avem același duh de credință, amin, eu cred că avem același duh, potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut, de aceea am vorbit, fraților, știți de noi, ce noi suntem frați și surori și avem aceeași credință? Pentru că noi credem ce este scris. Și credința noastră trebuie să fie bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Mai merită să ne mai uităm la un verset pentru încurajarea noastră, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, fraților. Pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo. Ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Amen. Apostolul a venit și a zis fraților: Nu, nu la Corinteni vorbește cuvântul Domnului astăzi. Atunci a scris Apostolul Pavel: Bisericii Filadelfia, Amen. Dumnezeu e aici în această zi și Evanghelia Lui e aici. Și Duhul Sfânt e aici și Domnul vrea să ne învețe. Noi spunem, nu spunem pilde că le-am citit de pe internet și că vrem să facem pe grozavi aici. Noi vrem să aducem cuvântul lui Dumnezeu ca să ne schimbe, să ne desăvârșească pentru împărăția lui Dumnezeu. Amen? Fraților, pentru voi am scris aceste lucruri ca să învățați, să vă învățați, să ne învățăm, fraților. Să nu Trecem pe ce, peste ce este scris. Amen? Cine lasă ce e scris și trece peste alte povești, nu vă luați după el. Evanghelia Domnului este veșnică. Ea va rămâne după Evanghelia mea, scris Apostolul Pavel, va fi judecată lumea și neamurile. Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu veșnic în prezent. Ca să avem parte de viață veșnică, ceea ce a dorit, falsul acesta, profesorul de lege, trebuie să împlinim ce este scris. Dar după cum este scris lucrurile, e o binecuvântare mare aici, merită să o vedeți dacă ne ajută băieții, 1 Corinteni 2 cu 9, dacă vezi și cu ochii și auzi și cu urechile, dublu, te împli mai bine de Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, te rog, Claudiu 2 cu 9, 1 Corinteni 2 cu nouă. După cum este scris, vreți bucurii? Ele sunt scrise. După cum este scris, lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru, pentru cei ce îl iubesc pe Domnul. Amen. E bine și pentru voi asta? A pregătit Dumnezeu niște lucruri extraordinare, că nu s-au suit la mintea omului, n-au ajuns la ureche și ochii nu le-au văzut, însă extraordinar de speciale. Ele sunt scrise s pentru cei ce trăiesc după cum e scris. Așa i-a zis Domnul la profesorul de lege. Să faci ce este scris în Biblie. Um. Învățătorul a privit lucrurile, le-a auzit ce Mântuitorul a spus. Mă întreb eu în această dimineață, în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră, că să aici să aduc un mesaj, oare s-a pocăit profesorul? Oare i-a părut rău că l-a ispitit pe Domnul? Oare a regretat că s-a jucat cu Biblia? Oare va continua să le spitească mai departe? Da. Oare ne pare rău pentru că am trecut peste Evanghelie, n-am împlinit ce scris și astăzi, provocați de Cuvântul lui Dumnezeu, ne pocăim și vrem să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu ca să avem viață veșnică. Amen? Să ne ajute Dumnezeu la asta. Să nu fi venit aici să ne alegem cu o dosă de o zândă în ziua judecății, ci în prezența Domnului și a Evangheliei, vorbele Lui, să penetreze mintea noastră, gândurile noastre, ființa noastră toată și să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, dacă cumva ceva a fost neregulă. În drumul spre cel căzut între tălhari mai întâlnim doi căzuți, nu putem să-i ocolim. Ei au ocolit pe cel căzut în Tetălhari. Dar eu am mai găsit doi căzuți. Credeți-mă, atât profesorul de lege, cât și preotul și Levitul, ajutorul de preot, au fost mai căzuți decât cel căzut în Tetălhari. Ei nu arată Biblia de remediu lor, dar cel căzut, frânt, aproape mort, a avut șansa să se întâlnească cu un Salvator, într-un moment dat. Cei doi. Se vede că au fost mai căzuți în sufletele lor și îl întâlnim pe un preot care era misiunea lui. Problema că pe vremea aceea ajungeai preot și slujitor din neamul tău, pe bază de neam, pe bază de seminție, te trezeai că uh, ești slujitor. Acum nu-i mai așa, acum se fac voturi și uh, acum se alege Duhul Sfânt, zice Biblia. Amen. Puneți-mi deoparte, a zis Duhul Sfânt. Puneți-mi deoparte, i-am chemat eu. Domnul își rezervă dreptul să cheme, să numească în biserică apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. E biserica lui. Dar ăștia au fost aleși pe neam, erau preoți, leviții, de acolo ieșeau ăștia și... Erau foarte orgolioși. Făceau ce le plăcea lor. Erau foarte căzuți. Nu era misiunea preotului să-l ia pe ăla căzut de jos. Nu era misiunea lui să-i relege rănile. Nu el trebuia să-l ducă undeva să-l salveze. Nu era misiunea preotului. Cum de loc Îl vede că-i căzut evreul lui, venit de acolo de sus, de la Ierusalim, că a căzut între Tretelhar, mergând spre Erihon, spre cetatea aia blestemată. A căzut deodată cum toți mai cădem câteodată. Și avem nevoie să fim ridicați. Salmul 20, cam așa încheie. Ei, aceștia din jurul nostru, din fața mea, acei ce se bizuiesc pe carele lor, pe cailor, cad cad, dar și noi cădem, cădem și ne ridicăm iarăși și rămânem în picioare. Că e cineva, e Duh Sfânt care să ne curajeze astăzi la adunare, să ne ridice, să ne spune că ai șanse, căzutule. Nu eu, ci există cine să te miște astăzi. Eu nu pot mișca pe nimeni. Duhul Sfânt, Evanghelie, are putere să dăltuie echipului Hristos în noi. ăștia doi căzuți, îl lasă pe evreu ăsta căzut, aproape mort. Nu știu dacă mai făcea din mână ceva. Ceva, ce le lipsea la ăștia, la preoți ăștia, că nu s-au aplecat la el. Ce n-aveau? Haine lungi aveau! Aveau statutul ăla de preot. Dădeau mâna și îi făceau plecăciuni oamenii. Ăsta-i pastorul, ăsta-i ajutorul, diaconul, toată lumea, insignă aici, dacă mergem la convenție, ne dă la toți aici și scrie, pastor, nu știu ce scrie în cer. De toate ce n-aveau oameni buni și ar fi trebuit să aibă. Și avem noi sau ar trebui să avem. Doar nu fi ca ei chiar așa de căzuți să n avem Ți s-a arătat, omule, deci aveau scris. Ți s-a arătat, omule, ce e bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești. Mila. N-aveau milă. Milă înseamnă har pentru alții. Mila e mai tare decât judecata. Și de asta când Dumnezeu a avut milă de noi, l-a judecat pe copilul lui și nu pe noi. Amin. L-a bătut pe Isus să fii tu liber, l-a legat pe el. A pus păcatele pe el că dacă ne-ar fi judecat pe noi eram fii iadului, fii mâniei și mânia lui Dumnezeu a căzut peste Hristos să fim noi iertați, a avut milă de noi. Și în dimineața asta am condus mașina și suntem sănătoși, că a avut milă Dumnezeu de noi. I-a spus la Ezechia, prin prorocul Isaia, te vindec Ezechia! Nu că te-ai plâns tu cu fața la perete, nu că ai îmblat tu când ai fost tânăr, nu știu cât de sfânt, din pricina mea că am milă de tine și a robului meu David mai treci 15 ani de ți-a făcut Dumnezeu vreun bine și a vindecat vreodată, e că El e bun și a avut milă de tine și din pligena Lui Hristos, care în rănile Lui suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, prin care Dumnezeu a avut milă de noi! <fie> Ăștia doi n-aveau milă, deși era scris să milă. Isaia când ne trimite la post zice să iei în casa ta pe cel nenorocit, să-i dai la... dacă e foame să-i dai de mâncare, dacă e gol în l N-au citit de asta deloc. Am vorbit de ei, dar noi avem milă de cei căzuți. Avem milă? Ai din asta care a împărțit-o Dumnezeu, că dacă avem din asta, semnăm cu El că Dumnezeu are mai multă milă decât noi. Dar măcar puțin să avem și noi. Știți câtă milă are Dumnezeu? E plin de milă și de îndurare. În Dumnezeu nu mai încape milă, dar în noi, în noi mai încape, frate și surori. Lasă, Doamne, mila Ta peste noi. Să ne pese de oamenii căzuți, de oamenii nenorociți să scoatem, să salvăm oameni. A fost bun geașul a cuvântul, că cei însetați care au venit s-ar putea să găsească ceva din Biblie. A fost profetic. Dacă... Mai citesc un verset, hai să mai citim unul din Biblie. Dacă ați fi știut, poate vă uitați voi la el, Matei 12 cu 7, Mântuitorul zice vorbele astea, vindecă niște oameni în templu, sâmbătă și să supără oamenii acolo. Și au zis ce zice Mântuitorul, că voi nu știți nimic, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfe, ne-ați fi osândit pe oamenii aceștia nevinovați care au venit să la Dunare astăzi să se vindece și Domnul Iisus i-a vindecat sâmbăta. Dar în jurul lor erau oameni fără milă. Credeți că ar putea să fie cineva aici? Rău, plin de judecată, judecă pe altul, pune jos, îl pune în iad și fără milă față de cei căzuți. S-ar putea să fi intrat cineva așa aici? Dacă cum va intrat să iasă afară plin de milă? Dumnezeu să lucreze în ziua asta. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voie și nu jerfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, Matei, capitolul 9, versetul 13. Plecați și învățați ce vrea Dumnezeu. Milă voiesc și nu jerfe, nu bani mulți. Să vii să dai o de mii aici ca ai bani. Nu știu cum i-ai făcut. Ci Domnul vrea milă, nu jerfe. Că te va întrece bătrânica cu doi bănuți. Că dacă te-l dau, să știi tu și ce dai tu. Nu, Domnul vrea să ai milă voiesc. Îl auziți? Dumnezeu zice, milă voiesc. Milă. Um. Merită să vedeți un verset care ne închide și nu avem nicio ieșire. Iacov, capitolul 4, versetul 17. Citiți-l tens cu mine împreună încă o dată să mai intre în mintea mea odată. De deci cine știe să facă bine? Știm toți, da? Și nu-l face. Face ceva. Săvârșește un păcat. Scapă cineva de cheia asta care Mântuitorul a pus Ne-a închis aici. Știi să faci un bine? Dar nu-l faci, nu-ți place de el, a căzut, nu-ți place de el. Te-a enervat cândva, te-a supărat cândva. Nu mă interesează, e băiatul cu tare, e neamul lui lasă-i, eu veni vremea. Cine și tu poți să-l ajuți. Poți să-ți spui un sfat. Dar nu faci aia. Pleci acasă de aici să știi. Așa vorbește Scriptura. Deja ai săvârșit un păcat. Ești vinovat, cum? Că nu ai vrut să-L ajuți, că ai știut să faci bine. Să zici că n-ai știut, e greu, că te prinde Dumnezeu, știe și gândurile noastre. Slăvit să fie Domnul pentru toate și ah, mai mergem un pic, să deja chiar că am ajuns la acel căzut între tâlhari. Cine-L ajute? Am ajuns la El am găsit trei căzuți care nu le-a păsat. Unul știa Biblie, nu vrea să o împlinească, vrea să o cum vrea el. Am găsit doi hirotonisiți, făcuți preoți, de la templu, de unde ieșa jerfele, nici măcar nu s-au gândit să aducă un porumbel pentru căzutul ăsta. Și am mai mers împreună și am găsit cântarea aia. Unul care nu-i scris nici numele, nici slujba lui, nici poziția lui, cum i-a scris șef de lege, profesor. Un străin și un călător. Culmea că mergea spre Ierusalim. Toamne de ce nu i-ai dat numele la străinul ăsta urât de evrei, la samariteanul ăsta? Poziție, cine a fost el cu măgărușul lui? Și eu așa înțeleg că nu i-a pus numele Ionuț, să mi pot pune eu. Să pot să fiu eu ăsta. Că fraților, sincer, nu-s mai mult decât un străin și un călător am pornit spre Ierusalim și eu. Și după ce am să trec Iordanul, nu știu cât e de departe, Costică, nu vreau că fac eu vârsta ta să fiu la adunare, 84, 85. Dar mă duc înspre casă, mă duc în casa mea nu e nici în România, nici aici. Îmi văd nepoții crescuți mari, copiii spladunare, oricum îi las într-o zi și mă duc acasă. Ce am de făcut eu până atunci că pe valea asta a plângerii mă întâlnesc cu din ăștia? La sfârșitul lui August vreau să plec din nou să caut din ăștia. Într-o casă de cultură în ploiești, prin Bucovina, prin, știu eu, prin România asta noastră, să mai cau vreun din unul ăsta picat jos, să mă găs de el, să fiu eu străinul ăla. N-ai vrea să te duci și tu să faci asta? Mai du-te, în Africa! Du-te, te rog! Du-te mai caută de aia ce mâncă cu o pumnă orez! Și-ți pierduți și nu-ți pierdu nu în cartea lui Dumnezeu. Te rog să te duci! Dacă nu te-ai gândit, gândește te astăzi atâția zac căzuți jos și nenorociți nu și nu-i cine să-i ridice. Stai bine, mersi, ai mașină de lux. Te rog să mă crezi că și tu ești un muritor, un călător și nici nu se știe că treci mai mult decât un bătrân. Ascultă-mă, Duhul Sfânt să facă astăzi o mișcare în inima ta, să te duci și tu să faci la fel ca străinul ăsta. A zis Iisus asta. Ce avea El? Nu te duce neechipat. Nu te duce dacă nu te-a trimis. Nu te duce dacă nu ești echipat, că îl nenorocești mai rău, n-ai ce să-i faci. Asta. avea ceva la el. Știu eu cu ce a legat el rănile. Ea a fost rupte. Prima dată asta faci. Când găsești un om, asta fac și doctorii. Îi prind, dacă îi rupte oasele, îi pun ceva plăci de lemn, ceva bucățele de lemn și leagă cu fusii, să nu mai miște, să nu sângereze, să stea așa, imobilizat până îl duce la operație. Primul lucru, primul lucru care îl avea și nu l aveau preoții. Când a dat de el căzut jos, cartea spune, am citit, i s-a făcut milă de el. Avea milă de cei căzuți. n a știu cine nu-i neamul meu, că pe ăștia am ajutat ușor din neamul nostru. A fost un străin. Și ăsta era un evreu. s la el și a zis, băi, parcă mai mișcă. O fi luat el droguri, o el prostii. Dar parcă îi scânteiesc cu ochii, vrea să trăiască. Am întâlnit tineri cu lacrimi în ochi și s-am făcut prostii. Îți deci, face frate, bine, crezi că mai am șansă? Zici, da. Ai un mântuitor care te iartă cum n-ai făcut niciodată nimic. Și trebuie să fie milă, să iubești oameni care nu i-ai văzut niciodată, care nu miroase parfumați ca tine, niște bătrâni, niște oameni. Știu eu, din România m-am dus într-o biserică în Ucraina. Atâta lume a venit, nu dau numele la biserică acum, dar a fost mică, acum am una nouă. Am prus biserica și au deschis ușile și într-o cameră acolo. Și a venit așa multă lume, lume, mult lume în sea, după masa aia, că... Uh, Așa cum am fost ei îmbrăcați de afară, cu cizmele în picioare, cum au fost ei transpirați, la cal, vară. Habar n-am avut, am vorbit nu era mai sus ca aici. Am predicat acolo vreun ceas, m-am rugat pentru bolnavi, eu n-am știut că acolo lipsește oxigen. Și în plămânii mei nu mai au destul. Și era mai sus, unde se adună aerul care nu-i bun. Și la un moment dat a fost rău. Când am ieșit afară, Lubomir a fost cu mine și cu Ana. M-am am, a fost să cad jos, mi-a fost rău să vomit, că nu mai aveam oxigen în mine. De ce am eu cu ea? Ce am eu cu ei acolo să pic jos? Să -mi... A fost așa de dragi. Când am mers altă dată, am botezat o grămadă din ei. s a împăcat cu Dumnezeu, nu contează cu miroș. Nu contează, trebuie să te duci să-i cauți pe ăștia, să-i ridici și să ia, 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 legat rănile, le-a legat, zice aici. A avut el fâșii, ca și m-au doctori astăzi. Nu știu dacă a avut. Poate și-a rupt cămașa. Că și Hristos a dat cămașa pentru noi. Ne-am ne îmbrăcat noi cu cămașa neprihănitului Hristos. Ne-am îmbrăcat cu El. Și-a fi rupt cămașa să lege pe ăsta, nu știu. De le a legat rănile. Și a fost bun, a turnat în delem și vin. N-a pus alcool prima dată ce a pus un delem. Bunătate. S-a vorbit cu el. A zis, vreau să te salvez, omule. N-a văzut între el un mustrător. Asta ți-a trebuit. N-ai putut să stai la templu la Ierusalim. Ce ți-a trebuit ție să vii la Erihon? Să-l iei la mustrare pe hol aici. A zis, nu, no, trebuie să mă întâlnesc cu tine. Oh, vreau să-ți dau eu o cafea. Du-te cu el eu văd că tu lipsești de la adunare. Vorbești frumos, pune un de lemn pe el. A aminte ce s a făcut Hristos ție. Fă și tu că la aproapele tău. A avut de toate, l-a luat și și-a jertfit și, și timpului și banii lui. Acum nu poți să mergi la evangelizare dar banii tăi nu pot merge. Du-te așa, du-te cumva. Mașina ta, fă ceva, cântarea ta. Du-te, salvează oameni. Vreau să închei cu ce am început. Și să te rog în numele Domnului Iisus nu din partea mea, din partea lui. Tu te și fă și tu la fel. A zis Iisus. Și vei avea viață veșnică. <fixi>